Petrolul vrea să revină în prima ligă la finele acestui sezon și o poate face cu jucătorii care au mai reușit promovări de-a lungul anilor. Doi dintre ei sunt portarul Lungu și atacantul Rusu. Ei au mai promovat în fotbalul mare cu Dunărea Călăraș și respectiv Hermannstadt Sibiu. Experimentatul portar se așteaptă la o luptă strânsă pentru promovare, cu principale adversare U Cluj și Chindia Târgoviște, secundate de Znagov și Clinceni. Ce trebuie să vă faceți în plus ca să vă puteți așa de celelalte echipe? În primul rând, la fiecare meci trebuie să avem o atitudine pozitivă, să fim agresivi, să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maximul. Tot timpul, fiecare meci trebuie să jucăm la victorie. Lungu și Rusu au mai fost coechipieri la Ploiești pe vremea când au jucat pentru Astra. Rusu a fost și golgheterul Sibiului, astfel că ar vrea ca și la Petrolul să aibă același rol. Brașoveanul știe din experiență că returul este mai greu decât turul și cunoaște rivalele la promovare după ce le-a înfruntat sezonul trecut. Fanii așteaptă să fii golgheter o echipă. Da, eu că asta îmi doresc și eu, de asta am și venit la Petrolul. Știu că este o echipă de tradiție, o echipă cu niște fani care nu se găsesc în România și sper să-i mulțumesc prin jocurile mele și prin goluri. Astăzi, doi dintre tinerii jucători ai Petrolului și-au prelungit șederea în haită. Fundașii Andrei Rus și Valentin Țicu au semnat noi contracte, pe o perioadă mai lungă. Țicu, 18 ani, a semnat pe 5 ani și tot pe aceeași perioadă și-a dat acordul și Rus, 18 ani, împrumutat la Buzău.